E o activitate la dirigenție la care o să particip ori doamna, acum o să putem, ca să discutăm despre problemele care le aveți dumneavoastră. Dacă ați avut situații în care ați fost confruntați cu acte de violență în școală, dacă ați avut în afara școlii, pentru că trebuie să stăm de vorbă, să vă cunoașteți problemele dumneavoastră și, bineînțeles, să vedem ce măsuri putem să luăm, să vă ajutăm dacă ați avut astfel de probleme. Dar, ideea care se desprinde de aici este că, în 10 elevi, dumneavoastră ați venit la școală ca să trăiți într-un climat frumos și propice, scuze-mi, ați venit să legați prietenii care pot să dureze chiar viața întreagă. Eu am și acum prietene de o viață de când eram eu elevă la liceu. Și mai mult decât atât, trăiți cea mai frumoasă perioadă din viața dumneavoastră, aceea de adolescență. Nu este nicio perioadă, credeți-mă, mai frumoasă decât asta. Dar trebuie să vă purtați ca niște adolescenți și, bineînțeles, să încercați la școală să vă dezvoltați, cum să vă spun eu, comportamentul ăsta civilizat. Da? Trecând așa în revistă și ascultând întrebările pe care le-ați avut în chestionarul respectiv, mi-a rămas așa în minte un lucru și anume că voi ați spus acolo, ați răspuns. Sub forma anonimatului a fost chestionarul ca voi să răspundeți destul de sincer la întrebări. Atunci când există o situație conflictuală, din ce am reținut, nu interveniți. Se uită și da. Nici nu este cazul să interveniți, pentru că de multe ori ar putea să deveniți victime, depinde de natura conflictului, dar nici nu trebuie să vă uitați și să rămâneți indiferenți. Cel mai bun lucru pe care voi la momentul respectiv îl puteți face, să spuneți că nu faceți pentru oameni, sunt conștientă de asta.